semn de împacare între Ilie Nastase și Ciprian Marica. Cum au fost surprinsi cei doi de paparazi? După ce s-a aflat că Ilie Nastase și nașul său de cununie, Ciprian Marica, s-au certat, toată țara a fost în stare de șoc. Ei bine, paparazii au fost pe urmele celor doi și i-au surprins pe aceștia în timp ce se aflau în aceeași locație. Paparazii au fost pe urmele fostului tenismen, Ilie Năstase, și l-au surprins pe acesta în timp ce era în oraș. Prima oprire făcută de celebrul sportiv a fost la farmacie. Pentru ieșirea în oraș, Ilie Năstase a ales o ținută elegantă, compusă din pantaloni negri de stofă, o maletă de culoare maro, iar pe deasupra un sacou ce aceeași culoare ca a bluzei. Întreaga ținută a accesorizat-o cu pantofi de culoare maro și ochelari de soare. Jucătorul de tenis a coborât din bolidul de lux și a așteptat preț de câteva secunde în fața farmaciei, unde a apelat pe cineva. După ce a terminat convorbirea telefonică, Ilie Năstase, însoțit de șoferul său, au intrat în farmacie. La scurt timp, Ilie Năstase a ieșit din unitatea farmaceutică și s-a îndreptat spre mașină. Următoarea oprire făcută de Ilie Năstase a fost într-o zonă din capitală. Acesta a coborât din mașină vorbind la telefon. În timp ce purta discuția telefonică, Ilie Năstase s-a îndreptat spre intrarea în locație. În acea sezonă se poate observa mașina lui Ciprian Marica, parcată la doar câțiva metri de jucătorul de tenis. După câteva minute, Ciprian Marica a fost surprins în timp ce era la volanul autoturismului său de lux. La scurt timp după ce s-a urcat în mașină, Ciprian Marica a părăsit parcarea și s-a îndreptat spre o nouă locație.